Băi, cred că am făcut una din cele mai proaste investiții din viața mea. Nu vă recomand să faceți asta. Acum, cred că 13-14 zile, am comandat de pe un site. Nu o să dau site-ul, bineînțeles, că n-are rost să luați și voi țeapă. Bine, încă nu știu dacă am luat țeapă, da, exact. Dar în sufletul meu, eu așa cred. Ieși Dan în spatele camerei, a revenit din vacanță tot ce trebuie. Și fiți atenți ce am făcut. Salut! Fiți atenți ce am făcut. Am intrat pe un site din ăsta și am comandat un mystery box în valoare de 1000 de lei. Dar eu nu știu ce se află în ăla, că automat e mystery box. Deci eu am plătit 1000 de lei și ei mi-au pus acolo ce au vrut ei. Și tocmai ce m-a sunat curierul, trebuie să mă duc să scot bani acum, că n-am încă bani cash, ca să plătesc să iau pachetul de la curier, să-l deschidem, da, să vedem. A fost prost, a dat cu plată ramburs. Am dat cu plată ramburs, că mi-era așa că nu mi-l trimite, că și care treaba, n-am dat din România de aici. Da. De prin Cehia, habar n-am, nu știu de unde. Departe, oricum, că am așteptat vreo 14 zile după el, frate. Salut, salut! Așa că hai să mergem să scot banii și după să vedem ce avem acolo, dacă am luat gherlă sau nu. Acum să-mi scrieți și voi în comentarii, să vă uitați când o să-l deschid acolo ce găsim, iar la final să trageți și voi o concluzie, să spuneți, băi, Badane, n-a meritat, ai 1000 de lei, ești prost, rău, nu trebuia să-i cumperi nimic. Dar curiozitatea mea a zis, ha, mă, parcă, ha, mă, să dau 1000 de lei, bine, să așa vedem. Sună bine, 1000 de lei pe o cutie misterioasă, acum depinde și cât e de mare. Sună dacă îți trimite așa, dacă mi-a trimis, ai, de cutie așa. Aia spun, nu știu cum arată cutia cât e de mare și dacă mi-a trimis și hârtie igienică cu două perechi de papuci, ce fac? Am dat 1000 de lei? Da. Bine, acum dacă-s papuci de la vreo Gucci sau ceva, pare că s-ar merita. Ceea ce nu cred că o să fie așa. Hai să scoatem bani, că mă așteaptă omul cu mașina aici ca să iau pachetul. Auzi sunetul ăsta, auzi sunetul ăsta, Danule, că aș vrea să-l aud non-stop, non-stop. Mi-a dat așa și pămărul mi-a dat cum ar veni. Am trecut, bineînțeles, și pe la magazin, pentru că noi hrănim toate animalele, știți cum ne ies nouă în cale și nu putem să trecem așa pe lângă ele. Deja asta a devenit o rutină pentru noi, toate animalele când ne văd pe aici, după noi, mai bucuroase. Faci rând în spatele nostru, așa că n-am avut cum, trebuia să iau o conservă cea. Băi, vină cu am. Cam asta e. Cam asta e treaba. Nu, cam asta facem mereu, nu vă gândiți. Deja a devenit, v-am zis, o rutină așa de dimineață, așa încep dimineața când mă duc la magazin și hrănesc în spatele meu alte animale. Ca să nu mai zic altele, când le-am luat pastile, le-am tratat, le-am dus la medic, la... Pe la veterinar, pe aici, nu mai pe la... Nu, noi nu prea le filmăm, adică nu filmăm toate chestiile astea, că nu e ora. Ați mai văzut pe story-uri, ați mai văzut. Ați mai văzut pe story așa când e ceva, nu stăm să facem clipul cu asta. Vă mâncam aș gura voastră, nu mă așteptam să fie așa mare, parcă îți bucuros așa puțin. Bă, că aici deja uite cum e. Cutia? Cu puțin bușit. Oleac, da, așa scrii, e la... Scrii pe ea fragil. Asta ce înseamnă? Că mi-a pus vreo 10 iPhone aici, a? Da. S-ar putea și toate alea placate cu... Cred că are vreo 5 kg, sincer îți zic. Bă, nu știu, ai grijă unde calci. Bă, bune, spun. Hai, un pic și aflăm imediat ce se întâmplă acolo. Vedem. Bă, vreau să fac ceva. În primul rând să-mi șterg eu numărul de telefon de aici, că după iar filmez și apare pe net. Și să le șterg și lor, să le șterg site-ul, pentru că până la urmă eu chiar nu vreau să mai așa alții țeapă sau ceva, știi? Da. Uite, poți să vii acum că am șters astea? E din Republica Cehă, dacă vezi. Da, îl întorc eu spre tine. Uite aici. Vezi? Da, sender. Aici am șters eu ăsta cu tare. Da. Eu zic că măcar ceva care îți place tot trebuie să fie înăuntru. Să nu cumpărați odată mystery box-uri din astea așa. Bine, mi-am asumat, eram sigur că nu-mi trimite nimic sau că îmi trimite ceva și găsesc, nu știu, 3 bolovani în ea. Și cam așa arată. Băi, sunt câteva, frate. Băi, sunt. Nu știu mai aproape eu aici. E umidificator. Vezi că ăsta e bun. Umidificator are și luminiții. Aia, ce se mai îndați? Deci, da, dacă are lumini, ce mai contează, nu? Băi, trebuie să-i pui acolo. Ce ăsta, mă, dau? Baga apa aici? Ceva. Trebuie să vedem cum funcționează. Deci la meșterii Danu aici, da, vreau să vă zic. Ca idee, am băgat apa aici. Nu merge, mie, e de nu merge. Apăsa și atâta. Am sar în cap, stai cu mine. Lasă-l așa. Așa, așa trebuie să stai. Dar văd două cutii albastre. Și what the fuck e asta, Dan? Aia zic eu ce este. E de ăla de pus în mașină ca să-ți țină lombarul. Așa este. El pe scaun, gen. Și tu te-ai pus în el acolo. Dar vezi că stai mișto. Păi de asta zic, nu vezi? Glumesc, fără caterincă. Nu-ți mai țin. Ai văzut cum el e așa practic, vezi? E o paranteză cu tare. Tu când stai pe scaun normal, ai tendința să faci cocoașă, să te duci în spate. Nu, pe bune, e ok. O, văd ceva aici. Ce e asta, mâncați? Solar. Lampă. Solar Interaction. Da, mă, lamp. A, vezi că e tare asta. Se încarcă la soare, are panou din ala deasupra și dacă are și senzor și se aprinde doar când treci pe dreptul ei, chiar e șmecheră. Vezi? Se montează aici, are găurile astea aici sus. Da, și se încarcă la soare. Păi ia să o lăsăm noi pe geam. Poate aici afară. Prin panou ăsta. Presupun că dacă o las aici... La lumină, da, la lumină. Se bate lumina în el. 480 de grade afară, când o scot de acolo, e topită toată. Da, așa, se strică panoul ăla. Ia vezi că e șmecheră, Danule. Busolă. Ia uite.
Mama, asta și când e bună, frate, când îți facem partea a doua, ăla cu supraviețuire. Ia, da, un pic. Ia uite, și mă subiesc, are mai multe așa, păi adică arată bine așa pe design. Pe aici, vedeți, am dat zoom lui Badean pe ochi, jap. Și aici, pe laterale, are... Să măsori, să cutare. Riglă. Ca o riglă, da? Da. Aici faci cerc, habar n-am. Bă, arată bine așa, dar... Drăguțic. Nu prea aveam nevoie, sincer să vă zic. În Mărășești am două străzi, nu mă pierd nicăierea, da? Ca să înțelegem. Uite, mă, mi-a trimis un cablu, mă, frate. Da, cablu HDMI, când... E bun. Zi, pa, bunic, e HDMI ăsta. Da, mă, frate. HDMI 8K. Vezi că e bun. Da, mă, hai să zicem că ăsta e ce trebuie. Nu știu niciodată, ba, televizorul, una, da, altă. Da, conectez ceva, da. Pă cât știu cât de prost am fost, pe atât îmi place și parcă aș mai lua. Chestia asta de mister, că nu știi, știi, așa dar când ți-alegi tu, știi ce ți-ai ales. Cum ar fi să mai dai 10 milioane și practic la pachetul de 10 milioane să vină aceleași lucruri mereu, ba, știi? Ce ești prost, asta. Nu, iei după alt site, găsești, cauți, a, doar afară, așa, da, site-uri. Doar așa, da. Dar, fii atent, e un furtun din ăsta mic și are și capuri, frate. Da? Da. Și la ce-l conectezi? Cu ăsta? La mai mult apă iau eu în gură decât că purtun. Cred că te bagi în gură și scui prin el, că altceva nu. Uite, astea. Și aici are din astea. Capurile astea și tot astea. Felul de din astea, vezi? Da. Cred că i-au dat florile în cap, habar n-am. Habar n-am, nu știu. Ce-i asta? O pungă, ce mi-a trimis? Un colac, ce mi-a trimis? Plasă de țânțar, ce băi de anule asta? Mă bag în ea, ce fac, mă, colac, frate, sac? E colac, mă, frate. Ce colac e ăsta, mă, că este aerul pe aici? Cu ăsta, înveți în noți, pentru că el se umflă doar în laterare. Și pe ăsta stai tu așa? Exact, stai pe plasa asta și dai din mâini și din picioare, am văzut la mare acum. Nu mă dau multe care aici. El este util la ceva, adică... Nu. Aș fi cumpărat niciodată așa ceva. Ce-i, mă? O boxă portabilă, doamne. Aici aveți. Vezi că asta e șmecher, ia să vedem. A, uite, vezi, vezi? Altceva, frumos, frumos, frumos. Ia uite, care și din asta de care o ții. Ia să vedem. Are niște linii așa frumoase, are... Zici că e din 2029 încolo. Da, mă. Uite aici mare buton on-off. Păi da, mă, dar am venit 4 milioane la lumină când încarc toate astea azi. Hai. Bluetooth mode. Ia mă, dă să auzim ceva. Stai maxim. Vezi că s-aude, ba, Dani. Dar o piesă mai așa, mai... Ia, că începe acum. S-auzi bine, mă. A? S-auzi bine. S-auzi din aș pe fapt. Hai, mă, dar dă-o pe față, zic pe poliție, ți-i rușine. S-auzi la creu, dar... S-auzi rău. S-auzi chiar așa clar ca o box din aia șmecheră. Da, seama și tu acum. Ce mi-a trimis? Cablu, iar. Ultimul, mi-a trimis din ăsta, de fete. De față. Facial, da, ca lumea, vezi că e mișto. Pentru tine, da, să fac adoții. Bă, ai să râzi, dar vezi că sunt foarte mulți băieți care utilizează. Lasă, frate, că ți-l dau, ți-l utilizează tu. Cum, și ăsta așa fac cu el? Da, dar trebuie să te dai cu niște soluții, cred, nu cred că așa fac. Să pună. De obicei e așa, mai face lumea. Lanternă de cap. Bă, dar numai din ăsta mi-a dat cu încărcat. Ți-am zis când vin 3 milioane la lumină. Lanternă de cap sau? Chiar la pescuită. Da? Zi, mă. Ma, vezi că asta e tare, bă. Am, că a rămas chiar. Cum mă închid? Nu știu, tu ai apăsat pe alea. Da, încet. Are 3... Are ăsta, dar LED-ul ăsta bate din sparge ochii. Și ăla e bun, că se mulează pe cap, gen. Mai după aceea. Uite țeacă, doamne, dacă nu mi-a dat țeacă, uite încoana mine. Țeacă, asta e cea mai mare țeacă, cred. Să acum ceva de dormit. Vezi că e din ăla, mă, de-l faci tu, legi. Hamac, ce? S-ar putea, bă, să fii hamac. Da, mă, e hamac, mă. Ha? Da, mă, e hamac. Hamac, mă? Da. Vezi că ăsta chiar, da, așa, da. E bun, ăsta, da, mă, frate, hamac. Și de-aia ți-a dat funii. A, și de aici îl legi așa? Îl legi, da, de bam, bam, carabinele bam. La stânga-dreapta. Păi și aici ce e asta? Care? Ai, buzunarul, mă, să ții telefonul. E buzunarul, dar gen ai văzut că îl înfășori și îl bagi înăuntru în aia acolo. Da, 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 de? Știu, știu. Cameră de filmat. E trompetă din aia. Machetă din aia, ordinar. Machetă din aia, adică... Adică nu filmează, nu faci nimic, o pui așa la mijloc. E un plastic și atât. Nu m-a nimerit aici, că eu am din alea care trebuiesc, adică care filmează, nu... Asta chiar nu văd rostul. Deși ți-ai pun... Asta e doar dacă, nu știu, să... Se sperie ce câine, de ce se sperie? Da, nu. Da, ca lumea rău. Dar tu nu vezi și fele ce plastic are? Nici fire. Să vede, da, cine mai bani. Nu, dar m-a rupt pe cabluri, ăsta cred că e ceva tot de mașină. Vezi că are multe capuri din astea așa de băgat. Ai patru... Poate îl folosește lui Andreea sau ceva, abar nu, sau ții.
Bă, eu nu folosesc, am prize, am 106 prize. Păi ca să ai pentru fiecare. Cu 3 din astea, da. Mm-hmm. Adaptor pentru fiecare model de telefon. O dată de parfum sau ce vrea să fie. Diamante, da, nu? Da, diamant, diamant. Roz. Mm. Ah, vezi, nu, mă! Vezi că e bună asta, ne ajută, bă, frate. Ce, mă, la cine ajută? Bă, ăsta e bun la mine, la pescuitul. Cu ăsta îmi scoate mie dentistul, sârmele din gură. Oh, asta e pentru din ăstea aici, am. Suntem proști noi din pins, da. Ăstea, nu da, știu. Da, și fii atent, ăsta, abar n-am. Să mă vezi nebun, dacă nu-i de la de crăcănat unghiile, îl baci... La colțuri? Da, mă, frate. Băi, vezi că eu am probleme pui, la colțuri. Pui ăsta așa pe unghii, ba mai prins unghia și înfiletezi și tot tragi de acolo. Vezi ce faci. Da, mă, frate, nu, ăsta așa se folosește 100%. Ce mi-a trimis? Penar mi-a trimis. Gentuță, mă, frate. Poșeta iFamily. Am pus la picnic pe jos? Cred că da. 100%. Am pus pe jos când e masa? Da, la picnic, când te duci la plajă și stai tu pe prosopul tău ca să nu-ți mai... Vezi că-i bun și asta când mai mă duc la pescuit sau undeva. Nu știu ce e asta. Dar vom afla acum. Și water? Ghiozdan impermeabil. Ba nu, mă, frate. Ba da, mă, frate. A? Waterproof bag. Păi și cum se închide, mă, frate? Nu, mă, fără închis. Numai aici, păi aș fi el mai a plastic din ăla, mirău. Aici nu, nu trebuie să închide. Nu, nu, nu neapărat. Aici ai asta care o pui pe coarda, da, pe da. Cutare. Oricum e bun. Da. Ah, ce înțapă, ia vină să-i... Păi ăla, dermaloner din ăla, care îți crește barba, bă, dai, uite, trebuie să dai pe păr aici, la tâmplu, nu mai ai păr. Aici, nu în colțuri. Da, da. Dar bă, trebuie să folosești... Bă, dar vezi că-ți apă de mori, ia de tot. Păi da, mă, care țep din aia, păi pentru asta e. Păi și îmi dă găuri și îmi crește părul. Da, mă, frate, trebuie să dai... Păi dacă n-am păr, de unde să-mi iasă, mă, te frate? Se dă cu un ulei sau cu ceva, o soluție din asta, așa, dai, te dai cu ăsta și după aia te dai cu ulei ăla, ca să pătrân în scală. Da, mă, dermaroller. Uite, ești aici. De jur împrejur e plin de țepi. Ce-i mai? O glindă din aia, de baie, cred că, cu lumină. Vezi că uităm și baterii să-i băgăm aici, să vedem măcar 4 baterii. Ce are, mă, frate? Mi-a dat-o stricat, eram sigur ceva trebuie să-i stricat. Gata, e da, de cap. Cap. Ia. Bă, face lumină. Stai așa. Ia de să mă văd și în oglindă. Vezi că e bună, mă, frate, fără cateringă. La ce e bună? Că e pe mic, nu poți să te vezi, nu vezi nimic în ea. Nu pentru noi, mă, e bun, pentru femeile noastre, se pensează, se una alta. Bă, și nu le trebuie și lor una mai mare, mă, frate, ce e asta? Uite-le, că... Ce că el e bun, mă. Bă, s-ar putea să fie bun, s-ar putea să-i dreptate. Vezi? Ți-a uitat cu fața aia lui, de scafandru, e bun acum. Da. Bă, da, s-ar putea să fie bun. E bună, mă, frate, ce să zic și eu acum, știu, ești nebun. Trebuie să te mai încurajezi alea, că ne apropiem de sfârșit și vorba. Nu-i bun nimica. Ce, mă, asta, mă, Danule, mâncați, ești gura ta. Prof, ce aia, prof? A, asta e șmecher rău. De ăla care faci discotecă în casă, mă, da, da, e din ăla, da. Costumești, mă, lenaie. De ăla e, de ăla e. Oare? Da. Și ăsta e pe baterii, venim, mi-ar rău să-mi vin. Las că e bateriile la oglindă când îți trebuie și le pui la disco party. Deci ți-a dat pachet, bă, Dani, fii atent, arată asta de faci discotecă, ți-a dat box și bă, asta de pus la baie. În sistemul la vecin, pregătiți-vă că mi-a venit pachetul, mânca bateriile astea, ți-a dat drumul. Oh, ce frumos faci, frate. Bă, dar faci litere din alfabet, ce faci, mă, frate? Mă, să nu fac matematică, că fug. Bă, e rău, te doare capul, îți vine rău o grămadă de asta. Te-a făcut boala. Da, mă, asta e tot ce fac, ce știi să fac. Eu era mișto dacă avea joc din ăla, să-mi vârte să se ceva. E trompete, degeaba ai stucă ceva șmecher. Ata știi să fac. Deci sunt mai valoroase bateriile, chiar o să le scoți, să ne le uit aici ca postul, poate la postul, să altceva. Ăsta nu merită să aibă baterii, ești nebun la cap. Bă, până acum ești pe plus cu... Cu ce-ți mă plus? Băi, ești proști. Cu niște gunoaie. Bă, dacă zic la urmă, ce-mi place. Ia, vezi? Căști. Dunmon. Dunmon, bun, cred că este ca lume. Da, mă, cea mai tare firmă, cea mai... Cred că s-a prins și el acolo pe lateral din cât se observă și bă, cam atâta. Bă, din ce arăt aici pe cutia asta, ar trebui așa, să facă că... niște lumină din asta pe aici. Da. Sincer să zic, chiar îmi este silă să mai aduc laptopul celălalt și să le bag. Păi sunt niște căși până la urmă.
Ăsta de grădină chiar șmecheri, becurile astea, știi, care le pui așa, dar undeva la un foișor sau undeva. Foarte bine, dar și vreau să văd. Că merg. Da, că merg. Da. A durat așa vreo 2 secunde. Ai luat, sunt și multe becuri. E ok, nu? Da, merg toate, e în regulă. Da, e ok. Mai avem două chestii. Ăsta ce mi-a trimis? Sac de dormit, cred că. Bă, n-ar fi rău că mă mai duc la pește pe noapte, și ce zic? Mm-hmm. Da? Bun, bun. Ia. Jop, ți-ai tras bruga. Da, e bine, ăsta e bun. Merge și să zicem. Să zicem că e ok. Și mai avem o singură chestie, care într-o cutie și habar n-am ce este. De fapt, nu, mai e asta, care nu știu ce. Al cablu, bineînțeles. Muzicuți de trins. Un lacăt, eu zic, hai. Ce mi-a trimis, mă, mâncați ești gura ta, Danule? Cuțitul? Da, mă, e bun ăsta, mai agăs, mă, fac ceva. Zic și eu acum, ia. Ce e? Mă, că mi-e rău, bă, dar... vorbi! Mă, las, mă, că mi-e rău cu lumina... Mai bine aprindem pai de chibric. Nici lângă ea nu se vede, acolo ești nebun. Și aici avem din ăstea, mă, cuțit. De desfăcut un șurub, da? De desfăcut un capac la ceva. Fluier, mă, prost, rău, rău. Aia trebuia. Aia lipsea, mă, frate, da, mă, știam eu, da. Bă, știam eu, mă, că până la anii ăștia, de aia nu merge mie bine. N-am de aia. Și aici am și steluții ninja, avea trimis. E o tablă, are un ferăstrău acolo, am înțeles. Ok, asta am înțeles. Stainless steel. Desfăcător odată aici. Așa. Odată desfăcător. Mai am unul. Așa. Iar restul nu știu, este un mister. Ultim cam din azi făcut scântei, am nar din ăla, știi? Trebuie să facă scântei, mă, frate, din ce știu eu. Nu știu, nu-i dau de cap. Știu că eu ăsta și mai e încă ceva, de care dai și faci scântei, știi? Și pui tu acolo ceva uscat și se aprinde, în fin. Și aici mi-a trimis cercei. Da, bun cercei, bă. Tot. Sârmâni ghimpată mi-a trimis, doamne, fac capcane, bă. Și ce e asta? Bă, prostule, care ești tu proști și nu știi, o ții așa și tai copacul, lemnul cu ea. Da, bun. Zic pe bune că nu da, e așa. Așa e, pe bune, uite. Că asta e zimțată. Să te văd eu la un tei din ăla, așa. Trei zile. Stai să tai ceva, nu știu, dă în coastă, strip ceva, nu știi. Da. Uite, ia. Uite cum a intrat. Da, da. Vezi? Tai. Și mai avem asta și cutia... Egal. Da, fii atent, ca să vă zic, eu sincer cu voi. Intru pe site-ul ăla, dau comandă și știți că la comenzi, la unele comenzi acolo, poți să scrii obiecții din alea, să comentezi tu ce vrei, știi? Yeah. Ea, eu cu engleza mea. Hello, I am Bogdan, I am YouTuber from Romania, cu tare. Am și eu aproape 2 milioane de urmăritori. Eu, în capul meu, zic, bă, dacă ea știe că eu sunt YouTuber, așa poate îmi trimite ceva mai mișto, să nu pun chiar așa prostii. Așa am crezut eu. Vă dați seama că n-a interesat pe nimeni, absolut nimic. Și-au luat banii și... asta. Tot din ăla, mă, frate. Ce mă de ăla? Umidificator. Da, frate, tot de ăla. Păi e un umidificator din ăsta cu parfum sau e doar parfum de cameră? Cred că e doar parfum de cameră. Ia vedeți mâncavajul gravă. Să vedem, pe cameră, mare fum ce scoate parfum de aleșina și mâța aici. A, apă de la robinet. Da, mă, ia apă. Dar trebuie să-i punem din ăsta. Te spune soluția, ia pune. Băi, important este că merge. Da, față de ălaltă. Ăla nu mai spun, o lăsăm așa. Acolo ne facem că nu s-a întâmplat nimic. Ajunge? Nu știu. Pune-l pe toc, oricum. A, acum da. Dar mi-a luat să nașpa. Păi și cum ăsta dăm continuu așa în casă? Da. Ce are când face condes și îmi face mucegai pe pereți? Da. Ești prost? Că scoate numai aburi, să lasă umiditate. Dar așa să văd și ăsta ci de capul lui. Ia, pe Doamne, mai dai puțin. Meșterește puțin. Da, da, frumos, frumos. Și ăsta are joc odată, la vezi? Ține 3 secunde, dă după aia. Și ăsta dă numai apă din asta, aer din asta? Apă din asta așa în aer? Da. Uite. Da, e răcoros așa. Așa, acum dacă îi dai așa, are el un program. Are un joc din ăsta. Cred că și aici la fel, are acum, cred că l-ai oprit. 10 minute, 5 minute sau habar n-am. A, mai avem zi, lampa solară asta. Lua Aladin. Și-o mai fi. Ia să vedem, mai e întreagă. O, ce frigi mâncați aici gura. Alo. Opa. Ia, vezi mă că vezi că s-a stins și apropie-te de ea. Vezi că-i șmechere. Asta chiar e pe bun. Ți-am zis. Că-i singura din tot ăsta care e cât de cât ok așa. Da, mă, e mișto. E mișto pentru că la asta nu trebuie să stai să-i schimbi și bateriile sau așa. Doar la soare, știi? Exact, uite, are ca un panou solar, știi, aici. Da,
Asta chiar o să o pun. Undeva afară, știi? Da. La colțul casei sau undeva, e ce trebuie, asta e forță. Păi cam asta e tot ce am avut aici. Acum, nu știu, spuneți și voi în comentarii ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut și dacă a meritat. Dacă mă întrebați pe mine personal, nu s-a meritat. Voi vreți să mai fac clipuri de genul ăsta, apăsați butonul de like, să facem 50.000 de like-uri și comandăm și din altă țară. Important este voi să nu vă comandați, să nu faceți asta, am încercat-o eu pentru voi, e de ajuns, să zic așa, am luat eu țeapă în ghilimele, dar mi-am asumat lucrul ăsta. Am întârziat puțin cu postatul, pentru că ieri împreună cu Dan am fost la Shelly și am filmat la un episod acolo, la Minte-mă frumos, și a fost de pe o zi pe alta, a trebuit să fim ne-am două zile pe casa București și ne-am curcat puțin programul, dar ne-a și plăcut în același timp, probabil o să vedeți la el când apare episodul și de asta ne-am întârziat puțin programul nostru. Vă pup și ne vedem la următorul vlog, cam asta e, scrieți în comentarii vouă ce vă place de aici, ce credeți voi că e ok sau e de folos. V-am pupat, pa, pa!